An de an, în ultimii 12 ani, la Câmpul Lung, în perioada zilelor municipiului, era organizat simpozionul anual Slove Mușcelene. Anul acesta, evenimentul nu a mai fost găzduit de municipiul nostru, fiind organizat la București, în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Tema ediției a fost 500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu, la comunicarea digitală de astăzi. Sesiunea de comunicări științifice a debutat prin expunerea de la slovele lui Neacșu la slovele mușcelene a profesorului universitar dr. Doina Banciu, vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, care a evocat, dintr-o perspectivă personală, evoluția limbii române și a obiceiurilor din zona Mușcerului, prin prezentarea istoriei de 13 ani a edițiilor acestei manifestări științifice. Tot profesor universitar dr. Inginer Doina Banciu a fost cea care a explicat care au fost circumstanțele care au făcut ca ediția din acest an a slovelor mușcelene să fie organizată la București și nu la Câmpul Lung. Vă mărturisesc că organizarea a avut loc la București din două motive. Scrisoarea lui Neacșu nu este numai scrisoarea Câmpul Lungului, sigur, Câmpul Lungul este extrem de important, dar este un act foarte important pentru cultura română, pentru limba și literatura română. În consecință, am considerat că este bine să avem un nivel ridicat și al participării, ridicat din punct de vedere intelectual, firește, și al participării și al locului unde se ține acest eveniment. Al doilea motiv este că, din păcate, nici biblioteca și nici primăria din Câmpul Lung nu au manifestat niciun interes pentru acest eveniment, Slove Mușcelene, care se desfășoară de 13 ani în Câmpul Lung. Acesta este al 13-lea an. L-am organizat la București, într-o altă clădire cu semnificație profundă pentru cultura română, aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, din București. Noi nu am solicitat niciodată ajutorul autorităților locale, pentru că noi niciodată nu am cerut absolut nimic de la autoritățile locale, niciun fel de buget în cei 12 ani când am făcut acest, de când am făcut acest eveniment. Tot evenimentul a fost susținut de noi, de organizatori, dar întotdeauna biblioteca și, mă rog, primăria, indiferent cine era la primărie, ne întreba dacă vrem să mai ținem acest, dacă putem să-l mai ținem, cum vrem să-l mai ținem acest eveniment, care pentru noi este un eveniment important, pentru organizator, un eveniment cu reală tradiție și cu profund respect pentru înaintașii noștri. Anul acesta nu ne-a întrebat nimeni și am constatat că am fost și scoși din programul evenimentelor legate de ziua Câmpul Lungului, ori pe noi nu ne deranjează acest lucru deloc, pentru că acest eveniment nu este nici al primăriei, nici al administrației centrale, este de fapt, sau locale, firește, este un eveniment al culturii neamului și al Câmpului Celinar. Evenimentul anual Slove Mușcelene este organizat de către un parteneriat public-privat coordonat de către Digilib Mușcel, asociație culturală care promovează valorile perene din zona Mușcerului, condus de profesor universitar dr. Doina Banciu, alături de Fundația Universitară Carol I, Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Muzeul Național al Literaturii Române, ICI București, Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov și Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare Constantin Angelescu.